Trenul maglev sau trenul cu levitație magnetică este un tren care se deplasează prin intermediul unor câmpuri magnetice puternice. Spre deosebire de trenurile clasice, aici nu există frecare cu șina, trenul levitează, adică plutește deasupra acesteia, ceea ce permite atingerea unor viteze foarte mari. Avantajele folosirii trenurilor maglev sunt: viteze foarte mari, nu există riscul de deraiere, au un randament energetic superior și o poluare fonică redusă. Am spus că trenul maglev se deplasează prin intermediul câmpurilor magnetice. Haideți acum să ne reamintim faptul că un magnet are doi poli inseparabili, polul nord și polul sud, și că în cazul interacțiunii a doi magneți trebuie să știm că polii opuși se atrag, iar polii identici se resping. Pentru a vizualiza mai bine fenomenul de levitație, folosim doi magneți în formă de disc și un suport vertical din lemn. Așezăm un magnet fix pe suport, îl apropiem pe celălalt și observăm că cei doi se atrag. Întoarcem al doilea magnet pe partea opusă, îl așezăm pe suport și vedem cum plutește deasupra celui fixat. Dacă încercăm să apropiem primul magnet de al doilea, vedem cum acest lucru este imposibil, distanța dintre ei rămânând constantă. Plutirea, adică levitația, se datorează faptului că forța de greutate ce acționează asupra magnetului superior este egală atât de forța magnetică de respingere dintre cei doi magneți. Pentru levitație și înaintare, trenurile maglev se bazează pe interacțiunea dintre un magnet permanent și un electromagnet. Un electromagnet este alcătuit dintr-o bobină parcursă de curent electric, în jurul căreia ia naștere un câmp magnetic. Principalul avantaj al unui electromagnet este acela că putem modifica direcția și tăria câmpului magnetic prin modificarea cantității de curent și a direcției curentului electric prin bobină. Avem la dispoziție un circuit electric format dintr-o sursă de curent electric continuă, o bobină în care am introdus un miez de fier și un magnet permanent. După ce închidem circuitul, observăm că magnetul permanent este atras sau respins de bobină în funcție de polul magnetului cu care acesta interacționează. Schimbând sensul curentului prin bobină, observăm că se schimbă și sensul forței de atracție, respectiv de respingere. Trenul levitează cu ajutorul unor magneți permanenți montați pe partea inferioară a vagoanelor, care interacționează cu electromagneții, adică cu bobinele parcurse de curent electric care se găsesc în calea de ghidare. Când magneții montați pe vagoane și electromagneții au poli opuși, trenul staționează, iar prin schimbarea sensului curentului electric prin bobine, trenul este ridicat pe calea de rulare și se deplasează sub acțiunea câmpului magnetic. Bobinele montate în partea laterală a căii de rulare, parcurse de curent electric, resping magneții montați pe partea laterală a trenului, făcându-l să înainteze. Trenul fiind suspendat, bobinele creează un sistem magnetic ce trag și împing trenul pe șinele de ghidare. Curentul electric aplicat bobinelor alternează pentru a schimba polaritatea lor. Prin această alternanță, câmpul magnetic din față va trage trenul, în timp ce câmpul magnetic din spate îl va împinge. V-a plăcut această prezentare? Dacă răspunsul este afirmativ, pe baza celor explicate în acest material, încercați să vă imaginați funcționarea unui motor electromagnetic și a unei turbine eoliene maglev.